stat care funcționează așa cum funcționează aduce un copil de un an și șase luni în spital cu arsuri de gradul 2 și 3 făcute de mama sa cu un cuțit încins la Codlea. Același stat se străduiește parcă din răzputeri să țină închis spitalul din localitate. A decis întâi Ministerul Sănătății că medicii trebuie să dea din nou concurs pe post. Acum ia toată aparatura de la secția de urgență a unității. Asta în condițiile în care judecătorii au decis că spitalul trebuie să fie în continuare în funcțiune. Medicii spun că autoritățile vor cu orice preț să pună lacături pe poarta spitalului. Dana Bălăceanu ne spune mai multe. Dana, de ce ar vrea statul să închidă neapărat spitalul acesta? Și în al doilea rând, care e argumentul ministerului ca să ia toată aparatura de acolo? Ministerul nu suflă o vorbă oficial, neoficial, a anunțat că vrea să ia toată aparatura de telemedicină din secția de gardă a spitalului din Codrea. Cu această aparatură, medicii de aici se țineau legătura cu cei de la Târgu Mureș în cazul intervențiilor complicate. Oricum, codlenii au anunțat că vor protesta din nou dacă ministerul le ia aparatura. De altfel, ei au ieșit în stradă de 13 ori, blocând chiar DN1, după ce au aflat că spitalul va fi închis. Codlenii au obținut, așa cum spuneai, în instanță păstrarea spitalului, dar autoritățile întârzie să-l redeschidă. CAS spune că mai întâi unitatea trebuie clasificată de minister și abia apoi va încheia contractul de finanțare. Dar când se va întâmpla acest lucru, nimeni nu știe. Maria? Mulțumesc foarte mult! A fost Dana Bălăceanu. Domnul Raed Arafat, subsecretar de stat la Ministerul Sănătății, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Arafat! Bună ziua! Ce știți despre situația de la Codlea? Ce se întâmplă de fapt acolo? Deci eu de atâta o să vorbesc. Nu e vorba că luăm toate aparatele, este vorba de sistemul de telemedicină, care au primit o hârtie că va fi luat într-adevăr. Sistemul de telemedicină este alcătuit de sistem de comunicații în final, nu de aparatură medicală, are un sigur monitor medical, restul fiind sistem de comunicații cu Târgu Mureș. Motivul pentru care luăm într-adevăr este unul, că nu este activitate în spital, doi, că în 2 ani de zile de când funcționează sistemul, Codlea nu a apelat niciodată Târgu Mureșul pentru niciun caz de urgență. Având în vedere că acum suntem în redimensionarea și rearanjarea sistemului de telemedicină, după prima analiză a funcționalității lui, sunt mai multe centre de la care ridicăm sistemul și ne mutăm la alte spitale, chiar și la distanță, care pot să aibă mai mare nevoie de el decât centrele mai mici care nu ne-au chemat niciodată. Deci asta este ideea. Deci, într-adevăr, sistemul de telemedicină este cel care luăm, este achiziționat prin Banca Mondială, este un sistem care este păcat să stea nefolosit, dacă a stat oricum acolo un an, jumate, 2 ani, fără să fim chemați niciodată, atunci și în ideea că spitalul este închis, eu nu cred că acum sistemul este vital pentru Codlea. Sistemul trebuie să se mute undeva unde să fie. Da, apropo de spitalul din Codlea, domnule Arafat, ieri aflam că toți medicii de acolo și toți angajații de acolo trebuie să dea din nou examen pe post. Aici nu știu, vă rog, și nici nu știu care sunt regulile de resurse umane și tot aici nu pot să vă răspund eu. Va trebui discutat cu Direcția Sanitară de la Brașov și cu Direcția de Resursă Umană din cadrul DSP-ului Brașov să vedeți care sunt argumentele efective aici. Mulțumesc foarte mult, domnule Arafat, pentru aceste precizări. Întreaga conducere a poliției din Timiș este cercetată disciplinar.